A început sezonul estival și odată cu el încep și problemele cauzate de țânțari și căpușe. Micile vietăți care ne pot crea mari probleme de sănătate. Direcția de Sănătate Publică a județului Hunedoara informează populația despre cum poate evita înțepăturile țânțarilor sau mușcăturile căpușelor, transmițători ai unor boli care pot dezvolta uneori afecțiuni cu complicații majore, în unele cazuri chiar și decesul. Astăzi, medicul Cecilia Birău ne sfătuiește cum să ne ferim de înțepăturile de țânțari, unii dintre aceștia purtători ai virusului West Nile. Fiecare dintre noi trebuie să știm cum să ne ferim de aceste vietăți mici care pot să fie vectori pentru boli. Ce înseamnă acest lucru? Pentru cei care locuiesc la case, nu lasă să existe zone care să păltească apa curtă, pentru că sunt zone pentru dezvoltarea larvelor țânțarilor. Pentru cei care locuiesc la bloc, să asigure la subsolul blocurilor curățenie și să nu existe partea care înseamnă umiditate crescută sau chiar inundația acestor subsoluri, pentru că și aici se dezvoltă populațiile de țânțari. Iar fiecare dintre noi, în momentul în care mergem în natură sau stăm în casă, trebuie să ne apărăm. Cum? Pentru case, să avem la geamuri acele perdele sau acele uși care nu lasă țânțarii să intre în casă, dar putem să aerisim încăperile. Fiecare dintre noi să utilizăm acele substanțe repelente care sunt împotriva insectelor și acestea nu pot să ajungă să se hrănească la nivelul pielii noastre, pentru că pielile se hrănesc cu sânge, iar în momentul în care se hrănesc, dacă sunt purtătoare de virus West Nile, pot să injecteze în sângele periferic al organismului uman acest virus, care, după cum am spus, poate să dea encefalită, o boală gravă, care înseamnă o boală a sistemului nervos central, care poate, în anumite condiții, să ducă și la deces. Atenție la aceste substanțe, pentru că ele nu trebuie să fie de uz veterinar, de uz uman și, de asemenea, dacă se folosesc pentru copii, să ne uităm clar la grupa de vârstă pentru care se pot folosi. Din fericire, în județul Hunedoara nu s-au înregistrat în ultimii ani cazuri de infectări cu virusul West Nile. În edițiile viitoare ale jurnalului Hunedoara 1 TV, sfaturi despre cum ne putem feri de mușcăturile căpușelor, micile vietăți cărora le cad victime anual între 20 și 40 de hunedoreni.